Conducerea AJUFM a realizat o situație statistică a rezultatelor obținute la Bursa Generală a Locurilor de Muncă desfășurată în Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. Astăzi, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă a organizat Bursa Generală a Locurilor de Muncă, acțiune care s-a desfășurat simultan în Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț. La nivelul județului Neamț au participat 110 agenți economici care au oferit 947 de locuri de muncă vacante celor 1041 de persoane care își căutau un loc de muncă. Pe zona Roman au fost 45 de agenți economici care au oferit 309 locuri de muncă, iar persoane participante au fost 320. Dintre acestea, 18 persoane au fost încadrate pe loc, iar 165 au fost selectate în vederea participării la un interviu și ulterior în vederea încadrării. La final, noi vom face o evaluare și după o lună de zile, ocazie cu care vom vedea impactul pe care l-a avut această măsură activă de stimulare a ocupării. O evaluare a rezultatelor obținute se va realiza și la o lună de la desfășurarea bursei pentru a vedea eficiența măsurilor active de stimulare a angajărilor.